Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Deci, telenovela Madi, Sergiu și Horia continuă. Dar continuă cu țipete, cu reproșuri, cu lacrimi. Și Madi, care știți foarte bine că e vinovată, vorba proverbului câinele vinovat la primul, așa este. Am văzut că se ținea cu gura, cu tot timpul comenta, tot timpul avea replică. Păi da, că se simte vinovată și ce să fac? Atât i-a mai rămas. Atât i-a mai rămas să țină cu gura, în rest nimic. Pentru că dovezile au fost foarte, foarte evidente. Că ea încă este cu Cezar. Sunt despărțiți doar că ea e în casa mireasă. Atât. Nu că ar fi despărțiți, în fapt, nu sunt. Că dacă ar fi fost, cum zice ea că a terminat-o cu trecutul, n-a terminat-o, că i-a spus și fratele și mama ei că să termine cu trecutul. Nu, n-a terminat-o. Din moment ce el i-a trimis ei scrisori, i-a trimis lucruri, i-a trimis lănțișor care îl poartă. Și ați văzut și atunci la dedicații, ea plângea că la muzica, la melodiile care le auzea, că i-a mintea de el, nu că depresia. Depresia a fost pretextul. Nu zic că nu are și depresia, nu zic, dar cum spunea și Sergiu, văzând fotografiile cu ei doi, zicea, atunci n-aveai depresie. A mințit și continuă să mintă. Tot ce spune sunt minciuni. Tot. Eu nu mai am încredere deloc în ea și de obicei am încredere în femei, să știți. În bărbați nu prea am. Dar de data asta Sergiu are dreptate. Mi-a părut rău de el că a leșinat când ea a ieșit pe poartă, a încercat să o convingă să nu plece și a căzut în genunchi. Mi-a părut foarte rău pentru că el se îndrăgostise de ea. De fapt, el s-a îndrăgostit și de Andreea. N-a spus așa? Dar i-a trecut repede, a spus că o să-i treacă. I-a trecut, o să treacă și asta. Toate trec, să știți. Toate. Eu nu cred că există om pe lumea asta, sau poate că există, dar foarte rar, care să nu fi fost vreodată îndrăgostit și părăsit. Sau mai sunt tineri care nu aleg să se despartă ei, îi desparte viața, să spunem așa. Situația. Știu pentru că am pățit-o eu. De asta știu. Dar mulți ca mine, nu sunt singura. De asta îmi pare rău de Sergiu, pentru că el n-ar fi meritat. El a venit foarte sincer, chiar dacă a urmărit toate sezoanele de la Mireasa, el a venit chiar hotărât să-și întemeieze o familie. Uite că n-are cu cine. A și spus că nu poate trece peste asta și îl cred. Asta de vorbă la telefon și cu mama ei. Așa că a venit după 2 ore, a vorbit cu doamna Anina, cu Maria, cu Ioana, au încercat să o încurajeze, apoi a mers și a vorbit și cu Sergiu, dar Sergiu a spus clar că el nu o să mai aibă veci încredere în ea și că nu o mai vrea. Că nu poate să treacă peste. N-are cum să treacă, pentru că dacă a mințit odată, o să minte tot timpul, a mai spus asta. Să se ducă la Horia, să fie fericită cu el. Pentru că eu nu cred că îl iubește. El spunea că da. Și ea spunea, dar nu. Nu se observă nimic pe fața ei când spune aceste cuvinte. Mai îndrăgostită părea când era cu Horia decât cu Sergiu. Cu Sergiu în continuu depresii. Tot în depresie, scăpa de o depresie, intra într-alta. Tot cu miorlăitori, cu de-astea, nu se face așa ceva. Nu. Pentru că nu e corect. Nu e corect pentru el. Cum a spus, că dacă ar fi știut de la început, trebuia să-i spun de la început. Eu am avut o relație, așa, așa, s-a terminat, dar chiar să se termine. Eu, când am terminat o relație, am terminat. Nu mai accept nimic. Altfel, cum termin? Cum a terminat ea cu Horia dacă el i-a trimis în continuu cadouri? Cum a terminat cu el? Și i-a trimis și scrisori de dragoste și a spus, suntem prieteni. La un prieten nu-i trimiți așa scrisori. Cu un prieten nu stai de mână. Cu un prieten nu dormi în pat, că s-a văzut clar în fotografii că era un pat dublu și au spus că erau 2 paturi. Minciuni, ea minte în continuu, ea nu s-a oprit din mințit. Și se ține cu gura din cauza asta, că se simte foarte vinovată, nu știe ce să fac, atât i-a rămas să țină cu gura. Uite că am mai zis asta și o mai repet, dacă e nevoie. Nu suport cum nu suportă nici el mincinoși și nici eu, mai ales într-o relație, mai ales la început, când totul ar trebui să fie lapte și miere. Leina a fost. Dacă mai continuă așa, o să denorocească sănătatea și lui Sergiu, o să cadă și el în altă depresie. A spus el că mai avut probleme. Mi-a părut rău că stătea și striga, m-a distrus, da, să plece, nu mai vreau și multe ca asta.
Da. A spus că pune stop relații, cu toate că Simona Gherghe le-a zis să se mai gândească, să mai aștepte. Ce să mai aștepte? Au spus clar că nu poate să treacă peste asta. Și să știți că dacă a mințit și încă minte, așa o să fie toată viața. Mincinoși și nu minți o perioadă de pe 1 până pe 15, să spunem, ale lunii, după aia gata, nu mai minți. Nu există așa ceva. Care e mincinos, e mincinos. Nu se poate îndrepta. Găsește orice pretext că să spună o minciună. Deformează adevărul, ascunde. Și ascunderea adevărului tot minciună este. Mai încerca să o scalde Simona Gherghe, știți, ea bate câmpii de multe ori, că poate i-a fost frică. Păi de ce să-ți fie frică? Dacă ești sincer, nu? Când ești sincer și crede ea că ea e reală, că ea n-ar fi, acestea sunt vorbe. Faptele dovedesc altceva. Dacă într-adevăr ești sincer și într-adevăr vrei să faci o relație, o căsătorie, să schimbi viața, pui, chiar pui punct trecutului. Ea a intrat în casa mireasă cu gândul la Horia. Ea a acceptat lucrurile de la el. A intrat cu el la telefon. Deci nu a terminat-o cu trecutul. Horia nu e trecut, Horia e prezent. Iar Sergiu e ceva de rezervă. Dacă nu merge așa, să meargă altceva. Să știți că nu e singura, mai sunt femei și bărbați care au așa. Au una de bună, că am stat eu de vorbă cu. Și am și auzit discuții. Iar una de rezervă, dacă nu merge în partea aia, mă duc în asta. Ea așa a făcut, n-a fost sinceră cu el. Normal că n-a fost. Ea când o aud că zice n-am greșit cu nimic, cum n-ai greșit cu nimic? Îi se pare puțin că l-a dus cu vorba atâta timp? El își făcea vise cu ea? Cum să mai aibă încredere? Și tot ea zicea că n-are încredere în el. Pentru că n-avea încredere în el, că se știa pe ea. Pe ea se știa. Nu-mi place să vorbesc nici de ei, cum nu-mi place să vorbesc de Liviu și de Bogdana. Nu-mi place. Lucruri de astea nu se fac. Absolut deloc. Sunt niște lucruri urâte. Am văzut că toți au, când el a picat atunci în genunchi, au venit la el să-l încurajeze, l-au ridicat. Madi a plecat, a ieșit pe poartă și s-a dus. Ei, s-a dus. Unde s-a dus? S-a dus dincolo la staff, după cum spunea și Simona Gherghe, s-a dus la medic pentru că a avut nevoie să șadă în perfuzie, oricum s-a întors în casă peste 2 ore. În gală s-au dat câteva imagini de la task-ul cu cabina telefonică. Știu că mulți dintre voi ați urmărit, am urmărit și eu cât am putut, dar în asta pe la sfârșit, bineînțeles, că eu dimineața mă trezesc la 6 la muncă și nu e asta important ce s-a întâmplat. Știți că a leșinat Bogdan. Bogdan e mai slăbuț așa. Dar nu contează. Nu contează. Toată lumea mai leșină, cum a zis el. Dar voiam să vorbim despre modul foarte vulgar în care s-a exprimat Liviu, bineînțeles, și Bogdana, mai ales în discuția, de fapt, mai mult cearta a fost cu doamna Mirela, nu se vorbește așa ceva. Dar el nu știe, iar zic, v-am mai spus asta. El nu știe alt fel de vorbe. Are câteva în vocabular și le repetă. El nu știe. Nu pot să-mi dau seama câte clase a făcut, dar oricum n-are nicio importanță câtă școală are. Școala vieții e importantă și cei 7 ani de acasă, pe care nu-i are. Educație zero. Nu ascultă nici de mama lui. Îi vorbea foarte urât mamei. El zicea că asta e strategia, că se enerveze. Nu, asta e strategia. Una e să enervezi și alta e să vorbești vulgar și alta e să țipi la o mamă care a stat acolo să susțină, a stat pentru ei. Nici o scuză nu are. Chiar spunea Simona Gherghe că o să discute cu stafful și să vadă ce măsuri o să ia împotriva lor. Iar am văzut-o și pe Bogdana că tot se ținea cu gura că toată casa au ceva împotriva lor, că se iubesc. Ce are una cu alta? Și Daniel cu Ana se iubesc. Chiar se iubesc, știți? Dar au modul lor liniștit de a o arăta. Și Sergio iubește pe, a iubit-o sau încă iubește pe Madi. Dar nu l-am văzut vorbind vulgar cu nișcare, nici cu mama lui cât a fost în casă. Ăsta e un mod de a arăta că iubești pe cineva când ești vulgar, când vorbești atât de urât și jignești. Trebuie neapărat să ia staful măsuri împotriva lor pentru că nu se mai poate cu ei în casă. Ceilalți concurenți și mamele nu sunt obligate să-i suporte absolut deloc. Nu sunt obligate. Ați văzut în ce hal de nervi l-a adus pe Daniel, care e un băiat foarte liniștit. Să știți că eu nu susțin pe nimeni, dar am ochi și văd.
S-a apucat să strige la mame, duceți-vă, culcați-vă, duceți-vă în bucătărie. Dar cine e el să strige așa la mame? Și băieții, toți care au fost acolo, înțeleg că trebuia să se tachineze în cabină. În cabină, dar ce ai cu cei de afară? Ei s-au certat, cei de afară s-au certat. Alta e tachinarea celor din cabină, ca să-i enerveze să plece, și alta e discuția care au avut-o cei de afară, Liviu și doamna Mirela. Am văzut că a încercat și mama lui Liviu să se ducă, l-a luat deoparte, i-a zis că roagă frumos să tacă, să nu se mai amestece. Nu are cu cine vorbi, dacă nu ascultă de ea, i-a vorbit foarte urât, cum să asculte el de ceilalți? I-a și spus unul din băieți, nu mai vorbi vulgar, fă ce faci, dar nu mai vorbi vulgar. Nu, pur și simplu nu înțelegi. Pur și simplu, eu n-am văzut. Am o vârstă, dar eu n-am cunoscut asemenea om. Pur și simplu și-am cunoscut multă lume. Am fost în mai multe țări. În România am fost în foarte multe locuri, aproape în toată țara. Chiar în toată țara am fost, da. Am locuit și am lucrat în multe locuri din țară. Dar eu așa caracter n-am văzut. Nici nu știam că există. Să nu înțelegi de nimic dacă nu l-a ajutat nici terapia. Sunt oameni care își doresc terapii de la un psiholog, care nu își permit că sunt scumpe. Pe el nu l-a ajutat 5 ședințe de terapie. Și nici pe ea. Lucica, ce să mai vorbim de ea, că ea nu știe nimica. Ea îi permite orice. Nu i-a dat educație și asta se vede. Stafful trebuie neapărat să ia în sfârșit o hotărâre, pentru că a spus prima dată când a spart geamurile că la prima abatere o să fie descalificat. A spus asta. I-a oferit ședințe de terapie, n-a mers nimica cu el. De atunci a mai recidivat de câteva ore, a mai înjurat, a mai dat cu pumnul. Tot timpul, de fapt, vorbești urât. Tot timpul. Și atunci când trebuia să spele vasele, ați văzut cum am jurat pe toți băieții. Păi nu e obligat Daniel și cu ceilalți să șadă să-l asculte pe el cum înjură. Ei n-au venit la așa ceva, au venit să se îndrăgostească, să căsătorească, nu să audă un caz pierdut, cum aș fi spus, că e un caz pierdut, cum înjură și cum vorbește vulgar. Nu pentru asta sunt în casa Mireasa. Știți de task-ul cu cabina, arătat niște secvențe și finala când a câștigat Bogdana. Chiar mă bucur că a câștigat ea, pentru că poate să mai temperează puțin, de fapt, e vorba de amândoi, au o cameră la hotel, că deja nu mai îi suport eu vulgaritățile și tot ce vorbesc și cum se comportă. Nu mai suport pur și simplu. Mi-e și groază să vorbesc despre ei. Fac un efort să vorbesc despre ei. Am văzut că Simona Gherghe a spus că nu simte emoția cum a simțit până acum, din cauza circului care l-au făcut. Tot ce au făcut, scandalul cu doamna Mirela, nu se face așa ceva. Era doar o tachinare în cabina ta tot. În celelalte sezoane, cum a fost? Nimeni n-a sărit calul. Dar atât ai duce mintea. Acum să vedem topul. Mai întâi să vorbim de cursa de eliminare în care s-a aflat Andy și Adrian. A fost nu prea strâns, 57-67%, 42-33%. Cel eliminat este Adrian, mă așteptam la Andy, o are pe mama lui acolo. Am văzut că Bogdana plângea, normal că Bogdana plângea, nu mai are ce, cu cine să se joace, i-a plecat jucăria preferată. Adrian o să plece chiar acum, a mai fost o dată salvat de staff când l-a pus Mirele Săptămâni, dar asta a fost doar pentru atunci. Asta e. Și a spus că se aștepta. Păi normal că se aștepta, pentru că nimeni nu l-a vrut cu Daria. De fapt, nu cu ea au avut, cu ea, pentru că ea își bătea joc de el. Îl ținea așa, ca să nu fie eliminată, dar o să fie și ea. Răbdare puțin. Și top fete, pe locul întâi Ioana, mă așteptam și eu, chiar pe hârtia care mi-am notat până să zic că Ioana scriseasem deja, Madi și Ana. Țin să precizez că Madi a rugat telespectatorii să nu mai voteze, sper să nu mai voteze. La băieți a fost Marius Mirel Săptămânii, foarte emoționat, zicea că o să facă el multe, mă așteptam și la el.
Daniel și Sergiu. Deci, Ana, de la locul 1, atâta timp, e pe locul 3, măcar în top. Și Sergiu a spus tot la fel, ca să nu-l mai voteze, că vrea să plece. Cam atât am avut până acum. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like. La revedere!